Astăzi, primarul Marcel Romanescu a sărbătorit ziua de naștere. După familie, angajații de la primăria Târgu Jiu au fost cei care i-au făcut urări. Îmi doresc astăzi ceea ce îmi doresc de zi cu zi, multă sănătate și putere pentru a putea să realizez tot ceea ce mi-am propus. Și o familie aproape de mine, familia mea, care m-a susținut și care mă susține în continuare. De dimineață, fratele meu și angajații m-au primit în ședința pe care am avut-o la ora 8, cu un la mulți ani în cor, transmis de către toți cei care erau prezenți la acea ședință. De 3 luni de când este primar, Romanescu are parte de un consiliu local unde partidul său nu deține majoritatea. Conflictele sunt la ele acasă în ședințe. Primarul speră să găsească până la urmă înțelegere de la adversarii săi. Eu am sperat și sper în continuare, sper de 3 luni de zile că se va ajunge la liniște în consiliul local și cred în continuare că se poate realiza acest lucru. Romanescu a fost ales primar în iunie. În Consiliul Local însă partidul său are doar 5 consilieri, în timp ce majoritatea este asigurată de PSD și ALDE. Primul proiect care s-a lovit de împotrivirea aleșilor majoritari a fost cel prin care edilul a sperat să scoată la concurs postul de administrator public.